Hei, bună ziua! 10 decembrie, undeva la 13-15 grade. Avem zbor de curățire. La unele albinuțe. La unele stau liniștite. Suntem într-o familie cu două regine. Două regine pe 73, puse în izolator. Le-a preferat să le iau în atenție pe acestea ca să exemplificăm două aspecte. Când povesteam ideea de izolator, subliniam că rama centrală este fund de miere. Da? Și observăm faptul că dacă în octombrie puteam vizualiza un ghem mai mare, acum sunt două ghemuri foarte bine structurate. Unul în zona aceasta, unul în zona aceasta. În principiu aici ar trebui să fie îndepărtate cele două rame exterioare, încât el să rămână pe două rame, și după aceea urmează să fie puse două diafragme de strudat, să zicem în ghilimele, să-l împachetăm. Așa. Pot să subliniez că am avut surpriză neplăcută n-am avut la toate activate anemanurile și nici la asta am vrut neapărat să-l văd, fiindcă n-am avut pus aneman. Și în roiul V3, V10, am găsit un șoricior de câmp. Nu a făcut multă pagubă, dar nu-i plăcut să o ia asemenea surpriză. Aici avem o regină, vedem ghemul, acolo avem o regină. Asta este ce putem vedea, astea în principiu sper să treacă iarna, sunt la limite. Cu prietenie vă salută Ionel la Apisines.